Ioanei Vot pentru această minunată prezentare a primului roman important al lui Kazantzakis. M-a tulburat foarte tare. Este un roman plin de senzualitate. Se vede că lui Kazantzakis i-au plăcut foarte mult grădinile japoneze, că i-a plăcut foarte mult zâmbetul enigmatic al lui Buddha din statuile pe care le-a întâlnit în Extrem Orient. Lui Kazantzakis, de asemenea, această întâlnire cu Extremul Orient și cu seninătatea Extremului Orient, cu omul meditativ, l-a făcut să-și pună în acest roman pentru prima oară problema care e raportul, care e echilibrul, care e tragedia non-echilibrului între omul meditativ și omul de acțiune, între lupta contrariilor și dacă este posibil să se ajungă la o armonizare a acestor contrarii. Romanul conține și poezie pură, chiar poeme. Și personajul, căci naratorul e și personaj, Nikos Kazantzakis, este singurul roman în care el apare, este un personaj foarte atașant. V-aș citi numai un mic fragment pe care l-am pus și pe copertă, de pe clapă de altfel, despre grădina de piatră, despre ce-i grădina de piatră. Grădina de piatră este simbolul acestei armonii a Extremului Orient, fie că e religie, fie că e viață interioară. Soarele apunea în abur roz și portocalii. Luceafărul de seară aterna la apus ca o picătură de rouă. Zidurile roșietice ale orașului interzis, olanele verzi și galbene ca mierea, se pierdeau lent în obscuritatea albastră. Ne aflam sus, pe o terasă, o bucurie simplă, omenească, fără nicio exaltare, aproape inconștientă. Mă gândeam la cuvintele atât de chipzuite ale lui Confucius. Știu de ce fericirea e atât de rară în lume. Idealiștii o plasează prea sus, materialiștii o plasează prea jos. Dar fericirea se află alături de noi, la înălțimea inimii noastre. Fericirea nu-i nici de cum fiica cerului sau a pământului. Fericirea este numai fiica omului. Nikos Kazantzakis, Grădina de piatră, primul mare roman scris direct în limba franceză. În 1936 la Egina.